În această dimineață, un tir s-a oprit în gardul unei gospodării în comuna Șimian. Șoferul, care provine din Polonia, a pierdut controlul volanului autotrenului pe care îl conducea. Pagubele materiale sunt însemnate, însă, din fericire, nu au existat victime omenești. În această dimineață, pe DN56A, pe raza localității Șimian, s-a produs un accident de circulație care a fost implicat în autotren. În urma impactului, nu au rezultat victime omenești, doar avarii auto. Conducătorul auto a fost testat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. Față de acesta, a fost luată măsura sancționării contravenționale pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002, republicată și modificată. Traficul rutier a fost blocat parțial pe un sens de mers în această dimineață.